Bună ziua, dragii mei prieteni! Ceea ce vedeți aici este un frumos guleraș fular. Un guleraș care îl puteți purta la puloverele la baza gâtului și puteți să vă faceți câte gulerașe doriți, câte pulovere aveți. Frumos, simplu, ușor de executat și foarte elegant. Așa cum îl vedeți și aici, luați circumferința gâtului și lucrați un fular simplu. Foarte, foarte simplu. Aici pe spate facem o gaică, punem un nasture și închidem pe dedesubt. iar fularul nostru gulera se așează foarte frumos în jurul gâtului, iar apoi pe umeri, așa cum ați văzut. Puteți să-i adăugați o floare, o crenguță, un model sau să-l lăsați simplu. Pe cât de frumos, de elegant și complicat pare, credeți-mă, se face extraordinar de ușor. În primul rând, faceți un fular de 10 cm lungime, iar circumferința gâtului v-am spus o luați. Puteți să-l faceți la baza gâtului sau puțin mai larg, 50-60 de cm. Hai să vedeți ce ușor se realizează. Așa cum v-am mai spus și altădată, la un fir gros, pentru 10 cm veți folosi. 20 de ochiuri, dar pentru un fir subțire ca acesta nu aveți nevoie decât de 30 de ochiuri. Vom folosi același mod de a face elasticul, de a începe elasticul cu acest nod foarte simplu și foarte interesant, dacă care conferă Elasticului nostru, totdeauna, aceeași elasticitate, nu se lasă. Am montat 30 de ochiuri. Din firul care rămâne, o să facem acea bridă pe care v-am arătat-o, cu care vom prinde năsturașul ascuns de dedesubt și faceți un elastic simplu. Unul pe față, unul pe dos, la dimensiunea pe care o doriți. Lung de 40, de 50, de 60, depinde cât de mare doriți să fie și de larg gulerașul dumneavoastră. Dacă este mai scurt, este la baza gâtului. Dacă îl lăsați mai lung, o să arate ca un jabou. Și într-un caz, și în celălalt, vă garantez că arată superb, așa cum ați văzut și la domnișoara care îl purta. Arăta superb. Deci, faceți simplu, simplu de tot: un elastic, unul pe față, unul pe dos. V-aș recomanda să-l faceți dintr-un fir mai subțire, alpin, nu un fir gros, pentru că, fiind un fir mai subțire, lucrarea dumneavoastră arată fin, fină și delicată. Am făcut fularul nostru scurt de 50 de centimetri ca să fie purtat la baza gâtului. Acum am ajuns în faza în care închidem. Luăm un ochi două câte două ochiuri, punem ochiul celălalt apoi care l-am lucrat, iar luăm încă un ochi în plus, deci câte două ochiuri și uite așa, închidem fularul, nu tăiem firul, pentru că vom da roată cu această danteluță extraordinar de simplă, pur și simplu un lănțișor care crește pe trei rânduri. Bine, puteți să faceți și 4 și 5 dacă vreți să fie mai bogat. Eu am ales varianta 3, se așează foarte frumos în jurul gâtului, arată superb, pus peste gulerul paltonului. Deci, nu tai firul, deoarece trebuie să mă apuc să fac această danteluță. De jur prejur, Și pe aceeași linie, cosul nasture, iar în partea opusă, unde mi-a rămas firul, fac un simplu lantisor din câteva ochiuri, o agățătoare, ca să închid nasturele așa frumos, în secret, pe dedesubt. Să nu se vadă. Nu începeți chiar din margine, un ochi puțin mai jos, Luați măsura nasturelui. Dar mai mult de șapte ochiuri nici nu cred că este nevoie. Da. Perfect. Se închide perfect. Revin lângă el. Acum pot să tai. și la final o să ascundem cu croșeta prin lucrare firul care a rămas în plus. Dar acum hai să vă arăt cum se face această frumoasă danteluță atât de simplă. Cum vedeți aici pe margine, aveți ochiurile formate. Vom lucra un ochi, vom lăsa unul liber, vom lucra într-unul, vom lăsa unul liber. Și am să încep cu un lănțișor din cinci ochiuri. 1, 2, 3, 4 și 5. Sar peste un ochi, intru în celălalt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Am făcut deja. 1, 2, 3, 4, 5, sar un ochi, intru în următorul. 1, 2, 3, 4, 5. Și am să mă duc roată în jurul fularului. Rândul al doilea vom face tot un lănțișor din 5 ochiuri Mă întorc pe unul din ochiuri ca să vă arăt fie mai ușor 1 2 3 4 5 și îl prind în mijlocul celuilalt ochi de la bază 1 2 3 4, 5. Vedeți? Așa, exact cum arată și modelul aici. 1, 2, 3, 4, 5. Și tot așa mă duc roata în jurul lucrului. Am făcut două rânduri. Acum, al treilea rând, lăntișorul va fi de șapte ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiind mai mare, va începe să se încrețească așa foarte frumos și ușor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vedeți, se lucrează foarte repede și foarte ușor, în primul rând. 4, 5, 6 și 7. Dacă sunteți mai experimentate, nu vă ia mai mult de două ore să faceți un astfel de guleraj. Hai, trei ore, modul așa relaxat. 4, 5, 6, 7. nu are rost să mă duc o dată ca să pierdeți timpul. Uitați-vă cât de frumos se formează. De fapt, putem vedea aici. Și așa cum v-am spus, puteți să lăsați simplu sau puteți să-i adăugați mărgele, flori mai mari, crenguțe ca acestea. Arată superb, arată elegant, puteți să-l faceți în cât de multe culori doriți dumneavoastră, câte pulovere aveți. Singura condiție, folosiți un fir subțire. N-am încercat cu un fir gros, dacă că nu ar arăta la, la fel de frumos și de elegant, dacă ar fi lucrat cu un fir mai gros. Doamnelor și domnilor, credeți-mă, atât de repede atât de simplu, ușor și frumos puteți să realizați un fular guleraș. Năsturașul ascuns pe dedesubt, brida, mai simplu nici nu se poate, dar rezultatul este fabulos. Uitați-vă numai ce frumos arată în jurul gâtului o idee atât de simplă, dar rezultatul este extraordinar. Și acum am să vă arăt proiectul nostru pentru data viitoare. O căciuliță superbă cu model zigzag. O căciuliță groasă, un model extraordinar de ușor, care poate fi folosit pentru căciuri, dar și pentru păturicile bebelușilor. Așa că vă aștept la următorul clip să facem modelul zigzag.